În Biserica Ortodoxă Română a fost sărbătorită astăzi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla. Cu acest prilej, Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț și-a cinstit ocrotitoarea. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înalt-Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de soborul preoților și diaconilor din obștea mănăstirii. După citirea Evangheliei, Înalt-Preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură despre pilda vieții Sfintei Teodora. Sfânta Teodora s-a retras în peștera de la Sihla și un număr mare de ani a stat în această peșteră singură. Frig, îngheț, umezeală, hainele i s-au tocit, lipsa hranei, bineînțeles lipsa medicamentelor, ispite venite de la puterile întunericului cu certitudine, întunericul fizic ca atare din timpul nopții, răcnetul fiarelor sălbatice și te întrebi, este posibil pentru cineva să locuiască pentru atâta vreme într-un astfel de loc? După logica noastră omenească, este imposibil. Și cred că recunoașteți acest lucru. Adevărul este că Sfânta Teodora de la Sihla a rezistat în condiții atât de neprielnice pentru că a avut mângâierea Duhului Sfânt. Isihastă prin excelență, Sfânta Teodora a transformat peștera de la Sihla într-un munte Tabor luminat de lumina cea dumnezeiască, încălzit de căldura a Duhului Sfânt, îmbrăcată fiind în ajutorul lui Dumnezeu. Și dacă ai toate acestea, reziști într-un loc atât de nepropice pentru o viață umană obișnuită. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un ieromonah pe seama mănăstirii Sihăstria. În continuare, Înalt-Preasfințitul Părinte Teofan a săvârșit slujba parastasului la mormintele Arhimandritului Cleopa Elie și Ieroschimonahului Paisie Olaru, mari duhovnici ai Moldovei, înmormântați în cimitirul mănăstirii Sihăstria.